Mitingul a durat 2 ore și a fost primul de acest fel aprobat de Primăria Pitești. Cei care au participat, aproape 100 de persoane, au ținut să-l susțină pe polițist în tăcere și și-au intitulat manifestarea Mitingul Analfabeților. Modul nostru de protest este tăcerea, pentru că am remarcat că în Pitești, dacă taci, ești, dacă spui ceea ce gândești, ești sancționat. Deci noi am ales să tăcem și în felul acesta să arătăm că apărăm dreptul la liberă exprimare. S-a luptat în decembrie, au murit mulți pentru libertate, pentru libertatea cuvântului și pentru ca într-o țară liberă și democrată să poți să se spui liber și cinstit tot ceea ce vezi și ce gândești. Dânsul nu a fost dânsul ca polițist, era în concediu, așa am înțeles, și a făcut ca orice cetățean al țării. A discutat ca orice om. La protest a fost și campionul de raliuri Valentin Porcișteanu. Să fie doar în continuare și personal, ce știu că s-a întâmplat, că nu cred că ești foarte tare, pentru că fiecare are dreptul la opinie publică și nu mai văzut să mă întâmplă. Vă reamintim, purtătorul de cuvânt al poliției din Argeș, comisarul șef Dănuț Dinu, atrăgea atenția pe Facebook de sărbători asupra faptului că în cea mai mare piață din Pitești e mizerie la propriu și la figurat. După apariția postării în spațiul public, Dinu a fost sancționat. Cei care l-au susținut spun că vor protesta în centrul Piteștiului în fiecare weekend. Sper ca cineva să se sesizeze și să-și dea seama că cel puțin 100 de persoane câte sunt acum vor ceva. Poate un politician va coborî și ne va întreba și pune cam ce facem. Este pentru prima dată când autoritățile își dau acordul pentru o astfel de acțiune de susținere a unui angajat din poliție. Nu este însă prima manifestare de simpatie față de un polițist, cazul comisarului Berbeceanu fiind altul intens mediatizat.